acesta este cămășile pe care le-am luat sub formă de tricouri ca să nu ne încurcăm deștele nasturi să ni le rupe când ne îmbrăcăm. Pantalonii care este evazați cu baza mare sus. Avem, n-am luat încălțări că nu știm ce o să prindem la agenți de bază, că ăștia care nu știai unghiile face din pantofi sandale. Și aia e. Avem pulane pentru întreținerea fricii la infractori și spray paralizant care... Ați terminat prezentarea? Cu brio? Acum să te ții de treabă, prieten. Să nu mi te mai vaiți că n-ai de muncă. Vă mulțumesc, prieten dragi, că ați avut încredere în mine. Îmi sunteți ca niște rude, mă, ca niște părinți. Dar ce sunt eu ca niște părinți? Chiar ca niște vecini. Dar ce sunt eu ca niște vecini? Cum e poștașul și sectoristul? Mai că vine să plâng de emoție. Oameni buni! Da, doar acum că te-am finanțat să iei echipamente, trebuie să faci și tu cumva să scoți banii investiți. Doar n-aruncăm cu banii în vânt. O, ce te opărești așa? Că banca a creditat investiția pe un termen de 2 ani. Adică dai banii în timp de 2 ani, nu simți. Ia uite ce factura. Da? O, ia. O să mâncăm după jos, mă! Prost eu că am crezut în tine, mă! Și acum să alege praful de noi, nu ești în stare de nimic, ești opacoste, scârpă! Ciu! Ce vin la mio? Ce vin la mio? Că ea mi-a zis că poți plătești 2 ani! Ce-i 2 ani la tine, mă? În 2 ani, idiot! Dar știi cât crește dobânda ăștia 2 ani? Să face de 4 ori mai mare! Păi ce dracu, mă, nu știai că așa-i la bancă? La ce te-ai apucat să mă girezi? Și toate se întâmplă din cauza noastră? Că ea m-a împins, dă-i de ajută-l pe prietenul nostru! Da, deci... Scârp! Pe asta m-a convins! Dar am vrut să ajut și eu! De unde să știu eu că... Are dreptate, mă, așa e, să mă ajute, când nimeni nu vrea să mă angajeze! Nici măcar baba peste drum, m-a dus și am făcurat în curte, n-a vrut să mă plătească, a zis că să mă duc la muncă, că sunt ai omul. Ce să ai plătească, uitu, mă, când i-ai crăpat toată crăpelița din frigider și ai băgat-o și pe aia foame. Linge gardul, tu ai văzut ce face acum, n-are după ce bea apă și după ce i-ai hranit mâncarea, i-ai mai băut și vișinata, care o avea păstrată pentru pomana lui Bărbaxo, băia. M-am descurcat și eu, bă, Chiorete, ce-ți faci? Așa e în viață. Tu lucrezi în poliție, ai salariu. Asta lucrează la primărie, are salariu. Ăștia trebuie să am eu grijă de ei. Eu de ce să-i grijesc, bă, dacă n-am bani? Am numai cu cui am, în fund, de la șuturile pe care mi le dau ăia, pe unde mă duc să mă angajez, că m-a dat afară. Vai, cât suferă sărăcuțul. Bine să rup după mine. Dracu de idiot, și ce ai vrea, mă? Să-ți dau postul meu sau asta să-ți dea postul ei? Ce ai vrea, mă, să-ți mai facem? Ai vrea să te angajăm medic-chirurg, primar, parlamentar, director de banc? Ce ai vrea, că ne-ai nebunit de cap? Nu, mă, da, măcar un pic de ajutor să ne vadă și pe noi lumea să ne recunoască. Mă, aici are dreptate. E cam politică. Dacă nu te vede nimeni, nu existi. Da? Mă, lasă-ne! Ia să vă faceți reclamă pe internetul ăla, mă! Că e și firma ta. Ce e și firma mea? Dar ce crezi că eu stau să fac de bază, să mă vadă toți borfașii? Lasă că stau eu bine mersi aici unde stau. Stai bine mersi? Și eu cu atâtea echipamente, cu tonfe, cu paralizante, cu dragi culaci, că pe unde mă învârp în casă e plin de echipamente, nu poți să deschizi ușa de ele care sunt grămădite. Ce fac eu cu astea, mă? Mi le bag în... Lasă-mă, că știu. Le bag în frigider și dimineața la micul dejun vi le pun în farfurie. Să le serviți proaspete, că de sunt noi. Dar să se ducă Emma să facă de pază. A lucrat și în poliție, știe și ceva bătaie. Ce vorbești, mă? Lumea mă știe ca polițistă, nu paznică la fiare vechi. Ăsta v-a băgat în credit, el să vă descurce.
Bine. De astăzi trecem la metoda spartană de regim de austeritate, ca să recuperăm banii pe echipamente. Trecem la dieta naturistă tradițional românească. Ce tradițional românească? Păi tu știi cât costă o brânză de burduf, mă? Sau un iaurt natural? Mai bine mâncăm ciolan și salamuri. Nu la lus mă referam, madame. Te și vedeai pe la cabană, pe la munte, rupând podiurile de dan și mâncând brânză de burduf și salamuri și ciolane și urat. Trecem la ce mâncau strămoșii noștri săraci. Măcriș și ștevie. Așa, da. Mai o ștevie la grătar, mai un măcriș la cuptor, împănate bine cu slănină. Ștevie, mărlane, aia de se dă la porci. Exact, porcilor. Și tu, și tu. Că așa sunteți, doi porci. Că nu faceți nimic toată ziua și adesc ca beșnițele cu burta în sus și seara cădeți frânzi de oboseală, mă, și-și forăiți de să decojeți pereții. Și cine, mă rog, face mâncăruri de-astea? Că la țară făcea măsa lui Gogu. Păi chemăm pe odoroaga lui Gogu, mă, dacă n-are cine să fac. Ha, bravo, mă, băiatule, aia-i la Balamuc. Și dacă vine, vine cu alte babe după ea, vrei să te mute Balamucu aici? Ia, tu să gătească casan, că tu nici nu știi să dai drumul la ragaz sau să fierbi un ou. E, atunci eu mă duc să golesc frigiderul. Să ce? Să golesc frigiderul. Să avem un sățire ștevia proaspătă. Ai vrea tu, idiotule, aia care o avem acolo o folosim numai duminica și în sărbătorile legale. Ca să mai completăm. Ce drăgi, Damia, spăcesc, mă! Încă nu-i gata crăpelnița, că sunt lihnit de foame, mă! Hasan ăsta cu rețetarul lui, că să le scuturăm de praf, să ne intoxicăm! Stați voi! Stați departe cu praful de pe bălărică, că sunt alergică! Ce să spun, mademoiselle alergică? Ia mai scutește-ne cu ifosele tale! Mai ține nasul ăla pe sus a ta, că ești plină de harpe. A ta nas pe sus o să cazi într-un canal într-o zi. Și tu lasă prostiile, mă, mai le flenduri ei. Aruncă-le, mă, în cratiță, că se spală ele acolo, să opărește. Bine, mă, să port o mască pe față, să mai vezi tu cum am nasul. În sus sau în jos. Ce-i chiorete cu ea? Ce să am? M-a pus să fac credit pentru Godac și acum 2 ani de zile plătesc ca prostul bani la rate, 2 ani la bancă. Dar lasă-mă în pace, că a vrut să ajute. Ce, ea nu plătește? Plătește, dar ea ia șpăși de la primărie. La mine nu, nenică, că la mine meseria e șfântă. Eu nu pun votul. Dar de ce nu fiți mai echipamentul la poliție? Și-ți mai scoți din pagubă, faci tu niște avize acolo. Poate n-ai fost atentă la cealaltă mai devreme. Nu fac șpagă. Eu sunt un om corect. Poate așa, din când în când, întâmplător, niște mărunțiși, dar altfel. Ha, că și uitase. Ia, mă, că ți-am adus plicuri de-astea de corespondență, să ai. N-am nevoie de nimic, e gratis. Ce faci, mă, cu plicurile astea? Le trimit scrisori la rude prin țară ca să văd care a mai murit, să văd ce moștenesc eu de pe la fiecare în parte. Și cum sunt plin de rude, plin de scrisori. Ce rude, mă? Ce rude, mă? Stai, mă, rude ca ăla, unchiul al tău care ne-a lăsat 1 milion de euro? Ce rude, mă, că eu nu știu pe nimeni. Mamă, nu, stai, mă, că îți zic așa că te-a prins de la nimic, aruncă prazul din mână, te-ești periculoasă. Nu ți le-am arătat eu, pentru că mi-era frică că o să afle toți borfașii despre rudele mele. Și eu sunt mai discret cu viața mea. Ți era frică? Așa aveam o frică în mine. Și acum nu-ți mai e frică, mă? Nu-ți mai e frică, mă? Ba, da, mi-e frică, dar am dat numele avocatului meu pe ele, că dacă-ți dau un pătrujel peste ochi... Foarte bună idee, măcar așa mai plătim de rate la bancă. Adică cum? Să-ți plătim noi ratele? Pentru ce? Pentru niște plicuri pe bune? Îți dau banii pe ele, mă! Lasă, dragă, nu mai te arunca așa! Măcar strângeți voi bani ca să plătim faturile. Că mai pot ce le plăti cum le plăteam odată. A, da, că odată o plăteai tot. Ce vorbești? Că ați plătit voi mult, mă, v-ați plătit. După ce că n-aveți, după ce pe apă pârliților? Da? Da! Gătește-mă tu, na!
O să mor de foame, o să te rogi de mine. Să lingi pe ăla de la înghețat și nu o să-ți dau. Vino aici. Trebuie să vorbim serios. Facem live. Alo? Pe Facebook. Nu ne jucăm cu telefonul. Da, mai că știu ce l-am mai făcut pe Facebook și de-astea, că e... pornește legea acolo. Așa. Doamnelor și domnilor, o să vorbim astăzi despre siguranța cetățeanului. Cu cine dracu vorbești, mă, că n-a intrat nimeni, tu vezi că zero vizitatori. Intră pe urmă și văd. Oare v-ați întrebat de ce unii cetățeni sunt mai în siguranță ca alții? Că organele statului își fac datoria așa cum știm. Vă spun eu, firmele de pază. Dai un ban, dar stai în față, tati. Avem azi un invitat special. Ca să zic așa, un super profesionist. Un super erou. Un super șef de firmă de pază. A lucrat în armată și a rămas un vașnic luptător împotriva criminalității. Tu. Așadar, doamnelor și domnilor, Mărlanu Ferdinand! Dreptate și siguranță, domnul fie cu voi! Domnul Ferdi, cum ați reușit să vă impuneți și să deveniți cel mai apreciat apărător al cetățeanului? Cum? Eu am, da, când, vă uitați, da, când mergeam într-o zi pe stradă și era un grup de oameni dezorganizați. Mergea un grup organizat și i-am văzut că era fără de apărare. Mi s-a făcut o milă crâncenă de ei. Sufletul meu, care e ca o petală de floare, cum să zic, aripile unui fluture în bătaia vântului, să zbuciu măcar așa și am hotărât în acea clipă să-i apăr pe toți păstuiții. Nepăstuiți, nu? Ia uite că avem păstuiții! Telefon, alo? Cu cine vorbim? Vreau să întreb dacă domnul este și romancier. La cum arată și cum ne vrăjește, e clar că are o meserie de birou undeva pe la o bibliotecă. Sincer, este bună ideea să aduceți un povestitor, dar nimeni nu crede că un tip de 170 de kg poate să alerge la intervenții. Care 170 de kg, mă? Am 170 de grame peste 100 de kg, dar 170 de... Da, mă rog, dacă se dă totuși premiu pentru vocarte de-a lui, vreau și eu că totuși povestește foarte frumos. Da, bă, când o să scriu primul, ție îți trimit carte. Memoriile lui Mărlanu. Nu se dau premii, dragii mei. Îi dau, mă, de lumea, să-i dau. Că da, ce crezi că scot numai o carte? Scot 100 de bucăți. Bine, mă, să-i dai tu atunci, din banii tăi. Dintr-o 100 de bucăți, 999 le dau la public, mă. Deci, dânsul nu este un om de acțiune. Este cel mai mare om de acțiune. L-ați confundat cu un șoarece de bibliotecă. Da, da, este. Și-a zis că... Chiți! Dar mai avem un telefon live. Alo? Păi ia-l pe ăsta și bagă-l pe ăla live. Nu, că e acum vorba. Alo, spuneți, vă rog. Interesantă ideea asta de emisiune concurs. Să ghicim ce meserie are invitatul. Eu cred că e cofetar sau grătar agiu. N-ai nimeni. Nu-i premiu. Nu că... Nu este o emisiune concurs. Dânsul chiar e bodyguard. Stai, mă, nu țipa că sperii spectatorii. Nu mă uită nici dracu. Avem un alt telespectator. Alo? Și ce tip de alarmă folosești? De pe bază de zvorăit? Râzi ca bou, băgate-a și mâta. Sincer, la cum arată, cred că zvorii te alarmează și imperiul din America. Ardi-te ar focul de geanta paliu. Ia uite, mai suntem live. A fost o mică defecțiune tehnică la conexiunea de internet, de-aia am oprit conexiunea cu telefonul. Ce live, mă, tâmpitule, vezi că e stins? Nu e stins, dar merge. Aduc eu o căldare de apă, tu ține el de vorbă. Așadar, doamnelor și domnilor, siguranța dumneavoastră s-a... Se stinge, mă, cu apă sau nu? Nu se mai stinge cu nimic. Atunci urea și la gar. Hai la ziar să dăm la reclame. Nu strâmba din la smărlane, nu strâmba. Că din cauza ta mâncăm ștevi, ești cu praz. Și asta o să tot mănânci, mă, până o să te faci de 60 de chile. O să fie rând mai silfid agent de pază. Dar poți să fac fitness cu Varvaraș.
Mă ajută ea să slăbesc. La cum arăți, trebuie să faci fitness cam 20 de ani, ca să dai jos un 4-5 kg. Păi ce aveți cu mine, mă, dacă sunt așa mai plinuț, mai... Dar când ai luat echipament de 2000 de euro, n-ai văzut că ești plinuț? Eu am făcut tot ce a depins de mine, eu nu mai știu, mă. Bă, să faci rost de contracte, că altfel te vinde pentru organe, mă. Cine să cumpere un ficat îmbâxit de grăsime ca al lui? Nu știu, mă, găsim noi. Îl vindem angro, zicem că e ficat de balenă. Tot trebuie să ne scoatem banii cumva. Mai bine fac fitness cu Varvara, mai ales cum arată. Cum arată, mă, cum arată? Tu crezi că ea e naturelă? Mă, cine știe cât operații obstetrice din alea a făcut ca să vă zăpăcească pe voi de cap? Mă, în realitate e urtă cu flăcări. E babacloanța, vă spui. Asta e, atunci mă duc cu Varvara să ne facem operații estetice și să ne facem frumos, eu supru-și frumușel, ea înaltă-și cuțâce. Termină cu tâmpenile. Mă, tu știi cât costă o operație, da? Lasă asta, cam așa e, dar costă mai puțin ca faturile alea. Ce vrei să zici, chiar de că tu finanțezi și operații estetice? Să vede treaba că n-am încotro. Imaginea contează, nu-i așa? Da, ce idee genială! O să sun un doctor să ne programeze chiar mâine! Care să ne programeze? Pe care să ne programeze, Iemo? Pe mine și pe Mârlanu. Că și eu trebuie să arăt bine, că și eu cred că am nițică grăsime pe ficat. Mă bag și eu în firma lui Mârlanu, doar am fost polițistă, eu cred că fac față ca paznică. Lasă, Iema, că tu faci de pază noaptea, nu e voie să te vază nimeni. Și dacă e să-l operăm pe Mârlanu, mai de vară așa, burtica și poate nițeluși pe la fund. Ce fund? Nu umple nimeni la fundul meu că vă găsește, dragi! Bine, mă! Nu la fund! Atunci la fălci! Nu umple nimeni la fălcile mele că vă găsește, dragi! Mai bine să umple la fund! Auzi la el, de, să mă duc la doctor și să mă pune doctorii să sun! Ce, Chiorete, ți-e scârbă? Omă, că nu-l pune să facă nimic, că îi scoate grăsimea cu un aparat atât! Măi, ăsta se gândește numai la tâmpenii! Fior bălările de râs. Mi-a dat ștomacul peste cap. Eu am zis să le scuturăm. Dacă nu m-a ascultat nimeni. Tu e de la... Trebuia scuturat înainte? Da. La de acum mi s-a făcut scârbă. Gata, acum termin. Termin, pe dracu, până termin tu. Poate nu nimeresc. Poponesule, salvează-mă, prietene. Lasă-mă și pe mine la tine la baie, că la noi e ușa blocată, bă. Mersi, prietene, deschide larg ușa să intru direct, că nu mai pot, mă taie rău. Te pup. Groapa mătii! Chiorete, ce faci, mă? Nu mergi la secție? Hai că trebuie să mergi-o până acolo să lași niște acte ISU. Nu mai am plăcerea a merge cu tine, căci că fiindcă mai am de rezolvat niște chestii pe-n casă. Am mâncat Ema, pufulete. Păcătea și măta. Sotră! Sotră, cu respect raportez. Mă iertați că am întârziat, dar nu puteam să-l las pe netrebnic, șef. Bine, n-am reușit a afla numărul mașinii, dar vă promit că nu mă las, dar nu mă las până nu-l depistez. Știm, Chiorete, știm cum alergam mașini prin boscheți. A avut grijă să ne informeze Barbara. Scorpion,
Știam eu că încoace ceva. Acum că te-ai specializat pe misiuni de acest gen, am pentru tine o nouă misiune, care îți vine mânușă. Se vezi, pat! Mă scuze. Iată. Da. La geamul mamei domnului Chestor, vine în fiecare zi un exhibiționist care își face nevoile. Așa și? Și cum o mamă de domn Chestor nu se cade să strângă mizeria la toți nebunii, înțelegi tu. Așa e, trebuie să vină domn Chestor să-și strângă. Mă, ție nu ți-e rușine? De ce? Cum să vină, mă, domn Chestor? Păi ce să vină? Tata mare? Ce să vină? Te duci tu! Eu? Da! Hai, mă, e la mișto, adică chiar mă vezi? Până echipa de hoșia să dau cu mătura spate curată. Băi, Chiorete, nu, bă, Chiorete, nu, mă, cum să faci tu așa ceva? Păi, tu așa, bă, păi, tu te duci și-l prinzi pânemernic. Și ai grijă să colectezi și probe, ca să putem să-l înfundăm. Doamne, apără și păzește, bre, doar n-ai petreția să mă duc să școbez, să vii... Chiorete. Da. Mă, tu ești sănătos? Eu, da. Mă, tu vrei să-mi puți toată secția? Păi nu e o problemă, tare vrei! Mă, te duci și faci poze, mă! A, da, păi poze, dar îi faci și din față și din spate, ca să putem să-l recunoaștem. Nu să-i vedem doar fundul. Dracu, cu cine te-a îmbrăcat dimineața, Matiescu? Ai reușit să mă umilești. Da, află că eu în parc sau pe un oraș, după perverși care își face nevoile să ți-i prinde un fraglant, nu mă prins, bă, nenic. Bubuie netul de funduri de n-astea. Cine, dragi, mea știe dacă ăla e prins în fraglant, ori îți vând o poză de asta și asta e... Ia uite aici! Te-am prins! Ce? Chiorete, tu urmărești funduri de bărbat. Ce faci? E o confuzie. Eu mă uitam pe net, dar nu la funduri. Adică la funduri, dar... Eu nu sunt așa, mă. Mă, stai liniștit, că nu e nevoie să te scuzi în fața mea, că sunt o minte deschisă. Mamă, ce tare! Chiorete e ghei! O să am ce bărfi o lună la primărie! Băi, fata, mă, stai să te explic! Pe mine m-a trimis Matiescu într-o misiune ca să-l suprim pe un pervers care și-a făcut nevoile la domn Chestor în fața ușii, în fața... Nu zice, mă, asta, că e minte de șchisă, n-auzi. Chiorete, ghei, vecine! Ba, nu! Mă, ce țață! Ce mă fac? Trebuie să mă duc în misiune acum să suprim pervers. Răiți! Gata, mă, l-ai identificat pe împuțit? Nu, bre, că nu m-am dus încă, că încă e zi. Păi ziua face, mă, scârboșenia, într-un boschet de tuia fix în fața geamului. Ce face? Adică ziua amiaza mare înșea de păciuci, fără pindă în jenă și face niște chestii? Asta e nesimțire, na, Doamne, apără-și păzi. Păi pe ăsta ce să-l mai pozez? Bă, dacă nu îi rupe fălcile, ți-l bată, ți-l colier din dinții lui, fac, bre. Păi du-te, mă. Unde? Să-ți faci colierul ăla. Sau să-ți pe aici. Ce se face? Ce drag de amiază, pe une umble, bă, să fă locul ăla, că nebunesc, că nu-i crea ta crăpelniță, hai! L-am trebuit să culeagă ștevie de pe câmp, că asta din București e plină de praf și ai făcut ce ai pățit. Hei, bă, vină cu atunșoară, că vreau a spune să două vorbe. Dar vorbim mai târziu, că acum sunt obosită. Am fost și eu la muncă, unde unii au treabă, nu ca alții! Pe loc să auză toată lumea. Din clipa de față intră în vigoare nou regulament de folosință a băii. Nimenea, dar nimenea n-are voie să-și ia în baie mai mult de 10 minute. Asta s-o crezi tu. În 10 minute n-am timp nici măcar să-mi iau loțiunile de care am nevoie. Mă doare în ciurcă de loțiunile tale. Nimenea nu-și ia de mai mult de 10 minute și tu stai la fel ca toată lumea. 10 minute. Așa, și dacă nu mă supun, ce-mi faci? Îmi dai amendă? Îmi iei caii de la bicicletă? Îți opresc capa și curentul, mă, ca să văd cum te descurci tu cu boia la aia, mă, pe întuneric și fără pe ea. Mă descurc eu cumva, dar tot n-ascult de regulamentul tău tâmpit. Ai mai adus plicuri? Bă,
tâmpitule, de plicuri mi arde mie când eu am niște misiuni foarte grele de rezolvat. Eu am fost bomboschesc pe la ferești să-ți... Amă, nu mai vine o dată. De unde vii, mă, amețitule, de la marginea lumii? De la marginea lumii nu, dar de la marginea Bucureștiului viu. Am fost tocmai la Bragadiru, mă. Să culești temne pentru tine, mă, să te mai bolnăvești cu burta, că asta faci până la noi miroase a zeamă de câine. Tot e bine, că măcar se plimbă. Nu stă ca mine să scriu la scrisori. Păi da, cât te chinui, mă, să stai închis în casa aceea să scrii la scrisori? Mai bine mergi cu mine la iarbă verde acolo. Mai culegem o ștevie, mai scrii o scrisoare, mai o ștevie, mai o scrisoare. Că plictiseală pe câmp acolo, nici nu știi că trece timpul. Dar de ce să vă mai duceți voi la Bragadiru când puteți să mergeți cu mine? Doar știu toate spațiile verzi din București. Hm? Ce spații verzi, dragă? Avem treaba acasă. Sau îți arde de picnic cu băieții? Da! Casane, să nu te prind. Nici n-am ce să caut acolo. Ce să caut eu la spații verzi, mă, când avem iarbă curte? Ia uite. Ha? Mă, dar știți că nu e o idee rea să stăm cu toți în curte? Mai facem un grătar, ne mai și relaxăm. Da. Tu nu încetezi cu ispitele astea, nu? Așa, și te pomenești că faci și tu vreun regulament din ăla tâmpit. Uite, domne, nu vreau eu să mă supun și punct. Acum am făcut rost de niște bani și mă duc să cumpăr câte ceva pentru grătar. Hai, pa! Bravo, bravo! Ia să iei și coaste și pulpe de urs și... Ce indolentă! Să nu vă prind că ieșiți în curte la grătar, că vă... Bă, da... Vă... Ce? Ba nu, că noi ținem regim cu ștevie. Ei, cai de la bicicletă, ce ne faci? Vă... Vă iau grătarul, mă! Treaba ta, Hasan, eu mă duc cu Varvara, pe spațiu verde, la iarbă. Da, du-te tu liniștit acolo, că noi avem iarbă și în curte. Da, și apropo, Mărlane, asta nu e ștevie. Deci nu mai rezist, o iau razna. Cred că o să ajung să o strâng de cât, mă, nene, mă. Poate că e îndrăgostită de tine. Știi, așa mai fac femeile, dar își arată dragostea așa, într-un mod mai ciudat. Te râzi de mine, ai? A, nu. Dă-mi sentimente, mă, la scorpie asta, că asta e scorpie. Și scorpia n-are sentimente. A, are dreptate, amărâtul ăsta. Vezi? Dacă ar avea sentimente, n-ar căuta să distrugă familii și l-ar lăsa în pace pe Hasan al meu. Că și așa are destui la primărie. Dă-mi mai pui că mi-a dat dracu și cariera, mi-a distrus-o, ce să mai... Deci am ajuns să păziez tot felul de perverși care își face vorbalea pe sub geam omului. Ha, și tu ești blec, mă, să-i urmărești. Nu poți să pui o cameră de supraveghere? Ce, mă, ești pe vremea lui Pazvante, Chioru? Draguna! A, stai, mă, băi! Ăsta e mai distrus ca mine. De ce am zis așa rău? Ce am zis? Pazvante, Chioru, Chiorete? A. Și? Oh, haideți, mă, mai repede, că nu mai apucăm să ieșim în weekendul ăsta la grătar. Hai, dragă, răbdare și tu așa ușor crezi că îți faci o instalație electrică? Eu știu că mă pricep, că am lucrat pe la toate cabanele după înguții în Carpați. Pe toate vârfurile am tras curent, la vârful cu dor, la piatra arsă, la cota 1400, la... Mangalia, la Titu! Ce faci, Chiorete? Ce credeai, marmoanzel, că nu-s vigilent sau care-i treaba? Ia uite ce aveam acolo pus pe, a? Exact, o cameră de supraveghere. Ca să nu-ți mai faci tu toate medrele pe-n cască, sunt eu plecat de la cervici. Deci așa, mișeilor, ați vrut să mă loviți pe la spate. Pe cine? Pe mine, mă? Pe vașnicul polițist, Chiorete, care e transigent. N-are mamă, n-are tată. Sunt dragună, ești orfan. Ești un bou. Că despre tine, domnșoara Scorpie, o-ți vedem noi care-i mai șef pe acilea, că o să fac un regulament dur ca la armată. Te
terminăm, mă, cu prostile. Cine crezi că ascultă de regulamentul tău tâmpit? Ha! Oh, cum n-ai mă mai scap de neamurile astea că mă omoară? Fiți ar neamurile, dracu! Tu n-auzi că acelea sunt înjosite de... O țărancă de-n titu! Și tu mie mi-ai rus cu scrisorile astea! Stai, că te scap eu de scrisori! Fiță! Potolește-te, că te găsesc! Firea, Andreea, să... Nu dă păr, Chiorete, că și așa mai are dopare. Lasă-l, că-l fac în măsa! Na! A, uite, mă! Măcăs! Că da! Ce vă uitați așa, mă, mai trimis eu la niște concursuri să-mi încerc norocul, ce? Păi și ce concurs să ține, mă, la fabrica de supozitoare? Aia ca aia, da. Ai trimis și la fabrica de papuci, mă. Uite una la unelte agricole. Vrei seceră și ciocanul, mă? Bă, cu ciocanul e învățat de la pârnaie. A lucrat în atelier, mă, nu de alta. Ce-a făcut? Adolșoară, că a trecut în alea 10 minute. Ori vrei să-i sting lumină? Mai are Chiorete că i-am cedat și minutele noastre. 10 ale ei cu 20 ale noastre. Oh, 47 de minute. Să te vedem pe unde-i scos căciula. Te bag în mat! Bine, băieții! Mai dau un grătar! Și tu ai râs de mine! Cum să nu râd? O ardeai că-ți cauți rudele bogate pentru moștenire și încolo tu strângeai capace și etichete pentru concursuri. Da. Ce bune! Unde-i găsim atâtea? Uite, de pe marginea drumului de aici până în Bragadiru, că am tot cules la Ștefiena. Și pe cine ai auzit tu că a câștigat din așa ceva? Deci dacă mă... Hasane, uite, ai un plic. Nu e de la rude, dar ai recomandat. Ia. Avem o discuție romantică în primul rând aici. Ce e, mă? A mai murit cineva? Am câștigat produse veterinare în valoare de 10.000 de euro! Ia stai, dragă! Păi, ce facem noi cu produse veterinare? Ne facem fermă? Dar vă rezolv eu! Vorbesc cu Pupăză să le cumpere primăria și după noi facem o campanie din aia, ceva în genul cu iubiți animalele. Dar am o mică condiție. Să-mi plătiți datoria la bancă. Hai, nu plătim noi! Are balta pe ea! Uite, mă! Plătim și după ne apucăm de a face. Da! Îmi fac operație estetică! Să arăt bine ca bodyguard! A, tu vrei operație estetică și pe noi arde cămașa, nu? Facem afaceri întâi! E bine să-i scrii tu declarația. Trebuie să o scrie el cu mâna lui, ca să vedem când știe... A venit mă la dimisiune, chiar m-a sunat chestorul. Păi, răi, rău, nu pleacă de acolo până nu prinde puțitul. Să meargă cineva să-l schimbe, că moare naibii de foame acolo. Cum să moare, mă, de foame? Crezi că mai e foame când vede ce vede? Vă trăiți! Cât o eleganță, măi, Nickermane! Ia zi, mă, ai prins infractorul? Doar mă știți, sunt foarte vigilent. Nu mă las până nu-mi dă scopăr. Uitați-vă, probabil. Ce faci cu scârb? Aruncă scârboșenia! Cum doriți? Ia-o, ia și tu de ce faceți? Potoliți-vă, mă, Că-i artificial, bre! Un fuștean de acoarea de la bloc își râdea de mama lui Don Chestor și pe fiește zi l-a aruncat în fața. Ce, nu-ți place cum ai ieșit operația? M-ai greșit operația, m-ai făcut femeie! Nu s-a greșit nimic! Te-a înțepat o albină în buze? Am și țete! S-au încurcat operațiile? Înseamnă că lui mai au luat greșile din fund? Mă omoară dacă rămas cu fundul mic? Nu, e aici. Mă sper. O parcă ești mai mare un pic. Am uite, Chiorete, ia vezi tu un pic, mă, că tu mai știi de la armată.
Eu vă las. Stai aici, asistentul. Asistent. Cam asistent, mă. Hai, domnșoară, că a trecut rarea 10 minute. Ori vrei să șting lumina iar. Mai are Chiorete, că i-am cedat și minutele noastre. 10 la el, ăla? Ăla? Și-o știa toată. E aici. Parcă e și un pic mai mare. Ia vezi, mă, Chiorete, că tu... Tu mai știi de la armată.